Atât de așteptată ploaia de astăzi a provocat în doar câteva ore aproape 30 de accidente pe străzile capitalei. Din fericire, nimeni nu s-a ales cu traumatisme grave, dar automobilele s-au transformat în mormane de fiare. Șoferii ghineoniști spun că de vină ar fi fost condițiile meteo și starea carosabilului. Dimineață cu ghinion pentru șoferii a două automobile care se deplasau la intersecția străzilor Dimo cu studenților din sectorul Râșcani al capitalei. Mașinile s-au lovit lateral, iar în urma impactului o femeie a ajuns la spital cu contuzii. La doar câteva străzi depărtare, mai exact pe Ale Corso, câteva minute mai devreme, s-a produs un alt accident în lanț. Șoferii spun că de vină ar fi fost condițiile meteo, dar și starea carosabilului. Am fost lovită din spate, iar de prima. Eu nu am mai lovit pe nimeni. Aveam o distanță totuși semnificativă între mine și cel dinaintea mea. S-a lovit în mine, da. Eu cred că norocul meu a fost că tocmai eram deja în acțiunea de a mă porni și de ce impactul nu e atât de mare ca la colegii mei din spate. M-am frânat și m-am dus lunicând la vale. S-a întâmplat într-un moment. Dumneavoastră ați lovit din spate cineva, da? Da, da, da. Deci am avut distanță, tot normal, dar ploaia a făcut treaba ei. Drumul e alunecos, da, a fost alunecos, la mine anvelopele sunt în regulă. Inițial, trei mașini se loviseră în lanț chiar în fața semaforului, dar la scurt timp alți doi șoferi care nu au fost atenți la drum s-au ciocnit și ei cu automobilele. Din fericire, în acest caz, nimeni nu a avut de suferit. Circumstanțele în care s-au produs accidentele se stabilesc pe parcurs. Potrivit poliției, până la amiază, pe străzile capitalei au fost înregistrate în jur de 30 de accidente rutiere.